atunci vă spun că lui Honorius Prigoană îi merge din plin. Iubita din America l-a iertat, a uitat de toate infidelitățile, iar acum sunt din nou împreună. Viața personală tot e perfect. Acum celelalte planuri nu e totul chiar perfect, dar speră să fie mai bine. Eu acum am mutat în România, în afară de o vacanță din când în când, nu mai am niciun motiv să mai plec în America, am terminat facultatea. Tu planuri de însurătoare ai? Deocamdată nu. Eu îmi doresc să fiu un tătic tânăr, dar mai e mult până acum. Până atunci, eu zic să te grăbești, poate ți-o ia Andrei Duban înainte. Actorul tocmai a cerut-o de nevastă pe Grațiela și plănuiesc să se căsătorească anul viitor. Cum te distrezi? Bine, acum că mi-a venit logodnica, mă simt mult mai bine. Logodnică? De când? De când pui? De vineri chiar. Un inel? Ai și un inel? Am chiar două. Acesta este cel de astă vară. M-a cerut după o lună, m-a cerut de nevastă și acesta este cel care mi l-a pus pe deget preotul la biserică. Cum v-ați cunoscut? Da. Asta vara la mare, pe plajă, n-a fost o iubire de o vară, iată. Ești gelos când ieșiți? Sunt geamăn, nu sunt gelos. Foarte gelos, nu gelos. Este foarte gelos. Dar îi dai motive? Nici măcar, dar... Asta e felul lui de-a fi și acum încercăm să corectăm acest lucru. Cum te-a cucerit el pe tine? Păi m-am uitat în ochii lui albaștri și faptul că a fost atât de serios când mi-a spus că mă iubește, încât am zis că poate el este. Nu poate, sigur el este. Nu la fel de bine îi merge Deliei. Între un salt cu parașuta și o cântare, vedeta mai află câte ceva despre iubitul ei, Florin Moldoveanu. Astăzi, de exemplu, ziarele scriu că afaceristul nu mai are la fel de mulți bani ca pe vremuri. Așa că Andreea Tivadar, presupusa amantă, s-a reorientat și are acum un iubit oficial, cum altfel decât milionar. Vestea proastă e însă că a declarat că nu a fost ea singura amanta lui Florin. Lasă Delia, nu-i nimic, până la urmă dragostea învinge. Oana Zăvoranu a avut parte aseară de o surpriză. De ziua ei, Pepe i-a spus că merg să se întâlnească cu Mariah Carey, când de fapt au aterizat fix în mijlocul unei super petreceri. Spune cine, cine, spune cine, cine, spune cine te iubește. Am fost gata înaintea lui Pepe și spuneam, iubire, eu sunt gata. Vine Mariah, ce ne face? Cine te iubește mai mult decât mine? Oana să trăiască la mulți ani! Eu cerem tot, îți dau ce vrei orice, dar nu vreau să te pierd. Acestea au fost poveștile de tabloid, ne vedem și mâine seara.